Bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Călăuziți de o stea. Textul de memorat îl găsim în Ieremia, capitolul 29, cu versetul 13 și îl invităm pe Cristi să ne-l spună. Mă căutați și mă găsiți. Dacă mă căutați, cu toată inima. Mulțumim frumos, Cristi! Deci, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Îți amintește povestirea despre Balaam și măgarul lui care a vorbit? Balaam locuia departe de Israel și era unul din înțelepții din țara lui. El fusese unul din prorocii lui Dumnezeu, dar ajunsese lacom și egoist. Împăratul Balac i-a promis lui Balaam că îl va face foarte bogat dacă era de acord să blesteme pe poporul lui Dumnezeu. Dar de fiecare dată când încerca să îl blesteme, Dumnezeu îl oprea. Și din gura lui Balaam ieșeau doar cuvinte frumoase despre poporul lui Dumnezeu. Unul din lucrurile pe care le-a spus Balaam a fost că într-o zi avea să iasă o stea din Israel, țara în care era poporul lui Dumnezeu. El a mai spus că sceptrul urma să vină de acolo. Împărații folosesc sceptrul, așa că asta înseamnă că un împărat avea să iasă din Israel. Înțelepții din acea țară îndepărtată știau ce scrisese Balaam și alți proroci. Poate că știau chiar și despre scrierile lui Daniel, pentru că și el a fost unul din înțelepți nu cu mult timp în urmă. Sute de ani, oamenii au studiat acele scrieri și acum unii dintre ei erau siguri că în curând avea să sosească momentul venirii împăratului. Într-o seară, în timp ce studia stelele, înțelepții au văzut o lumină ciudată și puternică pe cer, undeva departe în vest. Au văzut cum s-a transformat într-o stea frumoasă care a rămas pe cer. Nu se asemăna cu nicio altă stea. Ce era? De ce apăruse atât de brusc? Ce semnificație avea? Ei voiau să știe. Înțelepții erau siguri că semnificația luminii puternice și a frumoasei stele era una importantă. Au vorbit și cu alți înțelepți și au început să studieze profețiile și mai mult. Poate că aceasta era steaua de care vorbise Balaam. Ei nu știau că lumina puternică pe care o văzuseră pe cer în acea seară era un cor de îngeri care le cântau păstorilor. Apoi, lumina a devenit o stea și acum acei îngeri aveau să îi călăuzească pe înțelepți la Iisus. Prin vise, Dumnezeu le-a spus să urmeze steaua pentru că așa îl vor găsi pe împăratul nou născut pe care îl trimisese. Cât entuziasm! În imaginile pe care le vedem cu înțelepții sau magii de obicei, sunt doar trei persoane, nu-i așa? Dar Biblia nu ne spune câți magi au fost. De fapt, probabil că a fost o caravană mare care a plecat din acel ținut îndepărtat. Magii erau bogați, aveau nevoie să ducă cu ei multe cămile și slujitori în lunga călătorie spre Israel. Pentru împărat, au luat daruri foarte scumpe. De asemenea, a mai luat cu ei profețiile pe care le studiaseră. Magii trebuiau să călătorească doar noaptea pentru a putea vedea steaua pe care o urmau. Călătoria a durat multe zile, dar de fiecare dată, când se opreau pentru a se odihni, ei mai studiau din profeții. Continuându-și călătoria, ei vorbeau cu plăcere despre lucrurile pe care le descopereau și despre minunatul împărat. Astfel, timpul a trecut mai ușor. În cele din urmă, au ajuns în Israel. Coborând dealul, înainte de Ierusalim, steaua strălucitoare care îi călăuzea s-a oprit chiar deasupra templului. Apoi, încetul cu încetul, și-a pierdut din strălucire până a dispărut. Magii erau siguri că steaua încetase să mai strălucească în locul în care urmau să îl găsească pe noul împărat. Poate că și-au pus hainele cele bune și s-au asigurat că darurile lor erau gata pentru a fi date împăratului. Cum crezi că s-au simțit când au intrat pe porți încetate? Poate că oamenii s-au oprit
și s-au uitat lung la convoiul care mergea pe stradă spre templu. Poate s-au întrebat cine erau acei oameni bogați. Păreau foarte importanți. Templul era foarte frumos, dar acolo nu se întâmpla nimic special. Preoții păreau că își împlinesc treaba lor obișnuită. Nimeni nu părea din cale afară de bucuros. Când magii au întrebat unde era noul împărat, nimeni nu a părut în stare să răspundă. Ce era greșit? Preoții au părut surprinși, chiar puțin speriați, când magii i-au întrebat. Magii i-au ascultat politicoși pe preoți în timp ce le vorbeau despre religia lor și au dat seama că preoții aveau impresia că ei erau păgâni și că nu îl cunoșteau pe adevăratul Dumnezeu, așa că nu îl respectau prea mult. Cu cât magii puneau mai multe întrebări, cu atât lucrurile se înrăutățeau. Părea că ceea ce sperau cu atâta nerăbdare să găsească se transforma într-o mare dezamăgire. Nelegiuitul împărat Irod auzise despre magii care urmau steaua pentru a găsi un copilaș special pe care îl numeau împăratul iudeilor. Probabil că el știa că evrei îl așteptau pe Mesia. Chiar venise el? Dacă da, Irod dorea să știe. El nu voia ca un alt împărat să ia locul. Ce a făcut numai decât? Haideți să ascultăm Matei, capitolul 2, cu versetul 4 la 5. A adunat pe toți preoții, cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Preoților și cărturarilor nu le plăcea de împăratul Irod. Când el i-a obligat să răspundă la întrebarea lui, aceștia s-au mâniat și nu au fost de mare ajutor. Deși i-au spus ce scria profetul despre Isus, că se va naște în Betlehem, felul în care i-au spus l-a făcut pe Irod să creadă că plănuiau să scape de el în taină. Acum se întreba dacă încercau să găsească un alt împărat care să îi ia locul. Irod a știut că trebuia să acționeze rapid. Trebuia să afle mai multe despre prunc și trebuia să scape de el. Acum știa că se născuse în Betlehem. Dar când? Poate că magii știau, așa că i-a chemat la el. Deși era furios și înspăimântat, Irod a arătat un mare interes în discuția pe care a purtat-o cu magii. El i-a întrebat cât trecuse de când văzuse steaua pentru prima dată. Ce le-a spus magilor să facă după aceea? Matei 2:8. Duceți-vă de cercetați cu deamănântul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. Magii nu bănuiau ce plănuia să facă împăratul Irod. Probabil erau bucuroși că cel puțin cineva era interesat de noul împărat. Începea să se întunece când magii au ieșit din Ierusalim. Probabil că simțeau o mare dezamăgire. Apoi, cineva le-a îndreptat privirea spre cer și a spus: priviți steaua! Și iată, steaua strălucea din nou pe cer, luminoasă și puternică. Fusese o zi ciudată, dar acum se simțeau ușurați și fericiți. Steaua continua să îi călăuzească. Bucuroși, magii au urmat steaua care i-a condus la Betleem, nu foarte departe. Împăratul Irod le-a spus să caute copilașul până îl vor găsi, dar ei nu au trebuit să caute deloc. Când au ajuns la Betleem, steaua s-a oprit chiar deasupra locului în care erau Iosif, Maria și copilașul. Un loc umil, care era folosit pentru animale. Copilașul Isus era în staul. Magii ar fi putut gândi chiar atunci și chiar acolo că făcuseră o mare greșeală, dar nu. Ei se încredeau în Dumnezeu și în steaua lui. Ei știau că el îi conducea. Faptul că l-au găsit pe împărat într-un loc atât de sărăcăcios, culcat într-un staul, nu i-a făcut să se răzgândească deloc. Chiar atunci și-au dat seama că Isus era împăratul pe care Dumnezeu îl făgăduise.
Ei au luat darurile, aur, smirnă și tămâie și îngenunchind, plin de reverență, le-au pus la picioarele lui Isus. Poate că l-au privit îndelung pe scumpul copilaș, poate acesta chiar le-a zâmbit. Ei veniseră de la așa mare depărtare pentru a-l găsi și pentru a-i se închina. Apoi și-au luat rămas bun și au plecat. Împăratul i-a rugat să se întoarcă pe la ei și să îi spună totul despre copilaș și despre cum să îl găsească. Așa că asta avea de gând să facă. Dar s-a întâmplat ceva care i-a făcut să se răzgândească. Ce anume s-a întâmplat? Haideți să ascultăm Matei, capitolul 2, cu versetul 12. În urmă, a fost înștiințat de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Magii nu știau că Irod dorea să îl omoare pe Iisus. Desigur, după visul avut, ei s-au întors direct în țara lor. Atunci, Dumnezeu i-a spus lui Iosif într-un vis să îi ia pe Maria și pe copil și să plece în Egipt, deoarece Irod încerca să omoare pruncul. În cât timp a hotărât Iosif să plece? Haideți să ascultăm Matei, capitolul 2, versetul 13 și 14. Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Ierusalim, Irod aștepta întoarcerea magilor. Când a auzit că aceștia nu mai veneau, el s-a supărat foarte tare. Poate se gândea deja că preoții și conducătorii încercau să îl păcălească. Poate a crezut că magii îi dejucaseră planul ascuns. Avea mulți soldați sub conducerea lui. Ce lucru îngrozitor a poruncit el. Haideți să ascultăm versetul 16 din capitolul 2 din Matei. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelate magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Dar Isus era în siguranță în Egipt. Iosif și Maria erau săraci, însă datorită darurilor aduse de magi, ei au avut bani să meargă și să stea acolo până se puteau întoarce în siguranță. La scurtă vreme, după ce Irod a ucis toți pruncii din Betleem, a murit și el și nimănui nu i-a părut rău. Gândește-te, Satana deja încearcă să îl distrugă pe Iisus, dar nu îi putea împiedica pe oameni să afle că Iisus venise. Păstorii le-au vorbit oamenilor despre acesta și aceștia au spus altora. Magii au crezut și apoi s-au întors în țara lor și au povestit cele întâmplate. Toți din Ierusalim știau, chiar și preoții și conducătorii auziseră de ei și au ales să nu acorde atenție acestui lucru. Așa s-a întâmplat la prima venire a lui Iisus. Acum, aproape că a sosit vremea pentru a doua venire, noi ajutăm la răspândirea veștii că El vine. Fiți binecuvântați să înțelegeți care este misiunea pe care o are Dumnezeu cu voi. Domnul cu voi!